Evenimentul a avut loc în apropierea peșterii Polovragi. Ghidul împreună cu alți colegi ai săi au pornit în recunoașterea traseului. La doar câteva sute de metri de locul startului, barca s-a răsturnat, iar omul s-a lovit violent de stângi. Evenimentul a fost provocat de debitul foarte mare al apei. Era vorba de un grup de 5 turiști izraelieni cu cei 3 ghizi. Ghizii făceau canyoning, ghizii au mers înainte să vadă cum e traseul, cât este de bun, pentru că a fost afectat de viituri în ultimele zile. Unul dintre ei s-a lovit, a avut inițial probleme cu dureri în tot corpul, picioarele nu le mai simțea, dar și-a revenit încet, încet, probabil va rămâne doar cu o fisură. Salvamontiștii gorjeni au reușit să recupereze victima pe care au transportat-o la spital. S-a prezentat la noi un pacient cu un traumatism toracic minor în timpul unui accident sportiv. A fost externat în stare bună la domiciliu la cererea dumnealui. Ghizii au reușit să se salveze cu ajutorul experienței dobândite de-a lungul anilor. Grupul de izraelieni și-au continuat aventura pe Olteț. În primul rând venit cu echipament complet, tot ce trebuie, oameni foarte experimentați care îi cunoaștem de ani de zile, instructori care s-a testat de toate activitățile care le facem. Zona asta, Târgu Jiu, Gorj. Și chiar suntem deja câteva zile aici și chiar e foarte frumos. Salvamontiștii vin cu avertizmente pentru turiștii care vor să se aventureze pe apă în această perioadă. Ei spun că râurile sunt învolburate în urma ploilor torențiale căzute în ultimele zile și există risc crescut de accidente.